În județul Alba sunt disponibile peste 70 de locuri de muncă, majoritatea dintre ele fiind pentru muncitori necalificați sau persoane cu studii medii. Doar 2 locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii superioare. Piața Forței de Muncă din Alba Iulia oferă în această săptămână 4 posturi de manipulant mărfuri, 2 de tăietor manual lemn-foc și câte unul de lucrător în bucătărie, cadru tehnic PSI, paznic, lucrător gestionar, ifronist și ospătar. La Câmpeni sunt disponibile 20 de locuri de muncă de confecționeri îmbrăcăminte, iar la Sebeș 31 de muncitori necalificați, 2 de tâmplari și câte unul de marochiner, cusător articole, marochinerie, gestionar, economist, jurist și inginer informatician.